Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi intrăm în linia dreaptă. De acum trebuie să îngrijim roișorii, să vedem care e situația, să mai dăm câte o ramă goală. Cam astea sunt lucrările care le facem. Încep cu roișorii ăștia micuți. Am doi roișori aici. Se văd după culesul de floarea soarelui cum se prezintă. Dacă au rame goale, dacă au nevoie să mai dau rame, să reorganizez, duc un pic de oțel. Un pic de oțet, un pic de fum. Avem și un pic de fum. Așa. Să vedem cum stă cu puietul. Am văzut câteva filme mai interesante pe YouTube. Acolo unde lumea expertă de rame cu moli la albină, mă, nu se face așa ceva. Molii au și ele virusuri. Se mai întâmplă să ai acolo câte o gaură sau, dar ramă de sus până jos cu molie și nu dai la o familie puternică, o dai la una amărâtă. Acolo nu e prea grozavă treaba, da? Bun. Deci ăsta e un roi de anul acesta. Să vedem. Are nectar, miere. Bun. Asta mă interesează. Dacă are nectar și miere, o trecem după diafragma ursul. Aici, acum, putem să dăm o ramă goală. Ca să văd cum se prezintă întreg roișorul. Dacă are miere căpăcită, dacă are puiet, are miere căpăcită, puiet, cam mult miere, să zicem așa. Să vedem și aici. Dacă are foarte multă miere, putem să renunțăm la o ramă cu miere. Da, foarte mult. Aici este blocat. Aici avem puiet. Totuși, aceste blocaje sunt un pic așa normale la data aceasta. Frumos. Mă interesează larvarul, larvele. Având foarte multă miere și larvele sunt puține. Deci lucrări obligatorii. Să dăm rame goale.
Ușurile, iată ce de albinuță e. Și normal, foarte multă mieră. Arată bine albinuța la data aceasta. Ia să văd dacă pot să scot o ramă afară de aici. Cum voi proceda? Deci, miere nu pot să scot. Așa că, uitați cum o să fac, să mai eliberez cuibul. Dau mierea mai în spate. Am aici o diafragmă, dar nu știu dacă mai este nevoie de ea. Așa. Introduc această ramă aici, având un pic de puiet pe ea, o să atrag albina. Bine, și aici acum, dacă este atâta mieră, voi încerca să-i aduc două rame goale, extrase, date la centrifugă. Bun, iată ce roișor frumos, da? Bine, să aduc ramele. Aducem ramele, ce nu scoatem mierea de la el. Oricum trebuie un pic aceste rame. Eu acum le curăț un pic. Trebuie un pic curățate mărginile. Dacă dau un pic cu oțet, cu apă cu oțet, o să înlăture un pic mirosul mierii prin dată la centrifugă, să nu cauzezi un eventual furtișan. Bun, o ramă pun aici, ramă goală. Și următoarea. Următoarea o să o dau la oa. Deci o ramă foarte bună. Și dăm un pic cu apă cu oțet. Albine nu prea îi place oțetul. Bun, și o adăugăm aici. Acum, pe lângă toate astea, trebuie să dăm și un pic de proteină. Nectar are mult albina la ora asta, dar nu are proteină. Am aici rețeta cu turtă proteică, îi punem un pic. Bun, are un pic de proteină, nu-i trebuie foarte mult, aici este o concentrație destul de mare.
are vitamine, minerale, are tot ce-i trebuie. Bun, asta a fost primul roișor. I-am făcut un pic de loc, îi mai las aer. Îi lăsăm un pic de aer. Treaba e bună. Să-l verific și pe al doilea, numai că aici singurul lucru ce aș putea să fac e să îi scot o ramă cu miere, eventual. El este mai mare. Acesta este mai mare și s-ar putea să aibă și ceva miere. O să vedem imediat. E o zi foarte, foarte plăcută. Se poate lucra ușor la albinuță. Această ramă trebuie scoasă. Dăm cu un pic de oțet deasupra. Pulverizăm și treaba e bună. Are miere căpăcită. O să-i scot, să-i fac loc pentru pontă. Interesant. Să vedem care e situația. Cum stă cu locul. El își pregătește deja cuibul de iernare. Arată foarte bine. Am observat o oarecare activitate a viespilor în această perioadă. Multă, multă miere. Bine, astea sunt colonii care vor ierna probabil în 3 rame. Un astfel de roi poate să ierneze bine de tot. Interesează dacă mai poți scoate vreo ramă de la el. Sau dacă e nevoie să scot vreo ramă. Iată, aceasta încă nu este gata. Aici a depus mătcuța ouă. O față e plină cu nectar. Avem și matca aici. O față e plină cu ouă,
Deci ar trebui să-i fac loc. Ideal două rame, dar se vede. Iată. Deci roi plin, a adus la nectar aici un roișor de superb. Deci pot să scot din ce am văzut acum. Scot cele două rame. Iată aici. Aici este rama care poate fi scoasă. Cum e recăpăcită. Bun, o să scot această ramă. Dacă poți să scoți miere de la un roi, e ceva. Mai rămâne și lui chiar prea mult, zic eu, dar după căpăcire se mai poate încă extrage. Este timp. Nu-i nicio grabă. Dacă tot am fost până acolo. Adus o ramă. Acum să o iau și pe a doua. O să fie foarte bine făcut locul. Asta e munca la stupi. Deblocăm cuiburi, dăm rame goale. Deci asta era plină cu miere, o dau marginea. Ramele astea date la centrifugă le curăț. Le curăț și le dau cu un pic de oțet și asta este. Ramă goală, încă una. Asta e bună de pontă. Ramă mai închisă la culoare.
oțetul și dezinfectează ranele. Așa. Și un pic de turtă. Pentru a accelera un pic imunitatea coloniei, stimularea pontei, atât cât se mai poate de acum încolo. Aici la mine de obicei în septembrie se cam termină cu puietul, deci la sfârșitul august mărcile cam întrerup ponta. Așa că se pot ține cât de cât în priză, să zic așa, cu un pic de stimulare. Bun, cam atât la această colonie. Am făcut un pic de loc. Acum, ăsta e rezolvat. Uite, aici avem turta. Până la următorul film, mai bine!